Bine ați revenit, prieteni! Camil Petrescu a fost prozator, dramaturg, poet și eseist. A studiat la Liceul Sfântul Sava din București, iar apoi la Liceul Gheorghe Lazăr, unde începe să fie descoperit ca poet. A urmat apoi cursurile Facultății de Litere. În timpul Primului Război Mondial își întrerupe studiile și pleacă pe front ca voluntar. Luptă în prima linie, este rănit, iar apoi cade prizonier. Întors din prizonierat în 1918, va folosi experiența trăită în război în scrierile sale. Vă invit chiar acum la o lecție de limba și literatura română. Bună ziua, dragi elevi! Bine v-am regăsit! Numele meu este Florentina Dina și sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă din București. Astăzi vom discuta, vom lucra împreună, unul dintre subiectele propuse de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pentru examenul național de bacalaureat, proba scrisă de limba și literatura română, și anume vom discuta testul de antrenament numărul 2 publicat pe 8 martie 2021. Astăzi vom aborda subiectul 1B și anume textul de tip argumentativ. Voi știți foarte bine că în cadrul acestui subiect, 1, roman, cele două secvențe, punctul A și punctul B, însumează 50 de puncte. Practic, subiectul 1A are în totalitate 30 de puncte, iar subiectul 1B 20 de puncte. De fiecare dată am remarcat și la clasă și mai ales în timpul examenelor, subiectul care ridică un anumit grad de dificultate este textul de tip argumentativ, pentru că este un item care de tip semi-obiectiv, care implică atât abordarea unor competențe sau cunoașterea, aplicarea anumitor competențe dobândite în timpul celor 4 ani de liceu, dar există aici și aportul vostru care automat se regăsește într-o anumită parte a punctajului, a baremului. Dar până să ajungem la punctaj și la barem, vă propun să vedem cum să citim subiectul, să vedem cum sună cerința și să trecem un pic în revistă, recapitulativ, câteva aspecte legate de partea teoretică. Cerința sună astfel. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă decizia de a practica un sport este influențată sau nu de riscurile pe care acesta le implică, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul La capătul podului la început de veac de Emil Marinescu, cât și la experiența personală sau culturală. În redactarea textului veți avea în vedere anumite repere. Formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, utilizarea corectă a conectorilor în argumentare și, nu uitați, respectarea normelor limbii literare, așezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea numărului minim de cuvinte. De asemenea, țin să subliniez că, în vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. Adică, cu alte cuvinte, nu trebuie să vă abateți de la cerință. Vom aborda câteva aspecte teoretice. În sinteză, nu voi căuta să parcurg întreaga teorie legată de argumentare, de redactarea unui text argumentativ. Nu doresc decât să vă reamintesc câteva puncte cheie. Doresc să vă reamintesc. Argumentarea este un mijloc prin care se susține sau se demonstrează un punct de vedere relativ la o temă. Argumentarea implică justificarea logică a unei opinii. Vă reamintesc, a argumenta înseamnă a convinge, a persuada. În viața noastră de zi cu zi, cred că folosim argumentarea aproape tot timpul. De fiecare dată încercăm să ne argumentăm opțiunile, alegerile, răspunsurile și să-i convingem pe cei din jur că punctul nostru de vedere este valid. Verbul a persuada, am insistat să-l pun acolo ca sinonim, pentru că voi vă mai confruntați și cu alt tip de persuasiune. Gândiți-vă, de exemplu, la reclame și la toată partea aceasta legată de mass media, al cărei rol este tocmai acela de a persuada. Actul argumentării implică 3 pași, dragi elevi. A susține o opinie, a dovedi ceea ce ai susținut și, bineînțeles, a întări cu exemple.
Atenție! O opinie nesusținută de argumente nu este validă. Adică, nu cădeți în capcana ca la examen să faceți o afirmație, să vă exprimați o opinie și să uitați de argumente. În ceea ce privește structura textului argumentativ, știți foarte bine, încă din clasa a noua sunteți familiarizați cu acest tip de text. Textul argumentativ, spuneam, implică existența a trei repere, să spun așa. Ipoteza, argumentele și concluzia. Ipoteza precizează ideea ce urmează a fi demonstrată, implică enunțarea temei propuse și, bineînțeles, formularea propriei opinii. Aici doresc să fac o mică paranteză. De foarte multe ori, elevii mă întreabă dacă este necesar ca în incipitul textului argumentativ să formuleze un paragraf, un enunț la modul general, referitor, evident, la tema propusă, după care să formuleze opinia cu ajutorul conectorilor pe care, dacă vă uitați cu atenție, i-am trecut și mai jos. Din punctul meu de vedere, în opinia mea, consider că nu există o regulă stabilită pentru acest tip de incipit. Așa că rămâne la aprecierea voastră dacă formulați direct opinia folosindu-vă de unul dintre acești conectori sau dacă mai întâi veți introduce un paragraf, nu știu, cu noțiuni generale relative la tema dată. A doua parte este argumentarea propriu-zisă. Reprezintă partea cea mai extinsă a demersului vostru și presupune enunțarea argumentelor. Vă reamintesc, nu există argumente fără dovezi. Uneori aveți impulsul, să spun așa, de a formula argumentul, eventual de a da un citat și treceți la argumentul următor. Dragi elevi, nu uitați, în cerință, spune foarte clar, este specificat foarte clar că trebuie să vă raportați la textul suport și la experiența personală sau culturală. Argumentele voastre trebuie să fie formulate clar, logic, să fie puternice și valide. Mijloacele lingvistice pe care le utilizați sau le utilizăm în realizarea argumentării. Am selectat câteva, o să vedeți că pe pagina următoare avem sau am făcut o listă deloc exhaustivă a conectorilor. Am încercat să-i selectez exact pe aceia de care aveți voi nevoie sau pe care îi folosiți cel mai des. Verbele de opinie, a crede, a considera, conjuncții sau locuțiuni conjuncționale, pentru că, întrucât, încât, ca să, deci, dacă vă uitați, sunt conjuncții cauzale, consecutive, de scop, concluzive. Conectorii. Conectorii reprezintă mijloacele lexicogramaticale care ajută la stabilirea conexiunilor logice dintre idei. Sunt conectori discursivi sau frastici. O să trecem un pic în revistă câțiva dintre ei. În general, ei funcționează în pereche. În primul rând, pentru al doilea argument, în al doilea rând. Mai întâi de toate, în continuare. Există conectori, iarăși copulativi, adversativi, și, dar, însă, ci, sau, iată și conectori disjunctivi. Există, de asemenea, sau puteți folosi conectori care exprimă opoziția, din contră, totuși, deși, conectori care exprimă comparația, concesia, totuși, cauza pe care v-am pomenit-o și v-am amintit-o și anterior, și conectori care exprimă consecința. În consecință, prin urmare, aș vrea să nu confundați conectorii de consecință cu cei concluzivi. Partea a treia a textului argumentativ o reprezintă precizarea concluziei. Concluzia este o parte foarte importantă a argumentării voastre, de aceea trebuie să fiți atenți în conceperea și în redactarea ei. Atenție! În concluzie, vă rog insistent, nu transcrieți opinia. De asemenea, nu adăugați idei noi. Și un aspect extrem de important, formularea de tipul în concluzie, eu cred că. Sub nici o formă, eu cred că. Eu cred că este practic, să spunem așa, un conector de ipoteză, nu are ce să caute în concluzie. Practic, concluzia reformulează opinia. Concluzia nu face altceva decât să încununeze ideea pe care ai enunțat-o în ipoteză. Etapele redactării textului argumentativ. 1. Citirea cu atenție a cerinței. Dragi elevi, de multe ori aveți tendința să citiți cerința până la jumătate și să pierdeți din vedere exact
cheia ei, exact esența. De aceea, citirea cu atenție a cerinței înseamnă să îți subliniezi practic acei termeni pe care tu îi consideri a fi cuvinte cheie în formulare. Identificați apoi sau marcați conceptele enunțate în cerință, exact ce spuneam mai devreme, citiți cu mare atenție textul suport și identificați secvențele care susțin tema argumentării, pentru că de cele mai multe ori argumentarea nu se raportează la tot textul, ci doar la anumite secvențe din textul suport. Formulați opinia, treceți la redactare, vă reamintesc, ipoteză, două argumente și concluzie. Practic, structura textului vostru argumentativ implică patru paragrafe. Ipoteză, argumentul 1, argumentul 2 și concluzia. Verificați și corectați, aici trebuie să fiți atenți ca textul vostru să aibă claritate, să simțiți conexiunea logică, să fie structurat pe paragrafe și, nu uitați, utilizați conectorii. Forma finală a textului argumentativ implică recitire, corectare, rescriere. De multe ori le spun elevilor așa cu o formulă amuzantă, citiți în gând cu voce tare. Faceți în așa fel încât să sune cumva textul acela în timpanul vostru și o să vedeți că nu veți da greș. Textul va fi clar și coerent. Textul suport din subiectul pe care îl discutăm astăzi. Am selectat o secvență din el, voi încerca să citesc pe cât posibil tot textul și să subliniem acele aspecte care țin de cerința noastră. Vă reamintesc, cerința suna în felul următor, redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentez dacă practicarea unui sport înseamnă, implică asumarea sau nu a unor riscuri. Fragmentul este extras din volumul Portrete și siluete din lumea operei, scris de către Emil Marinescu, la capătul podului, la început de veac. Odată cu începerea zilelor frumoase ale primăverii anului 1910, m-am asociat și eu cu băieții care iubeau gimnastica și sportul, cutreierând împreună șoseaua Kiselev, în lung și în lat, cale de 3 km, de la capul podului până la hipodrom, sau cum s-ar spune azi, din Piața Victoriei la Casa Scânteii. Doresc să subliniez aici următoarea secvență, iubeau gimnastica și sportul. În amintiri am arătat pe larg că nu m-am bucurat în copilărie de o sănătate de invidiat, ba dimpotrivă, slab la trup și bolnăvicios, mai toate bolile s-au ținut lanț de capul meu, până într-o zi când am luat singur hotărârea să devin sănătos, voinic, ager, curajos, lat în spate și cu mușchii armonios dezvoltați. Iarăși o secvență pe care vreau să o subliniem. Nu m-am bucurat în copilărie de o sănătate de invidiat, slab la trup, bolnăvicios, mai toate bolile s-au ținut lanț de capul meu și am luat hotărârea singur să devin sănătos, voinic, ager, curajos, lat în spate și cu mușchii armonios dezvoltați. Primul sport ce l-am practicat de copil a fost în notul. Pentru aceasta mergeam la Băneasa, la locul numit Pânzărese, așa cum mi se spunea atunci, porțiune cu apă curată, unde puteai nota. De mare prestigiu se bucura pe vremea când eram copil frumosul joc al oinei. Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării. El se desfășura tot pe șoseaua Kiselev, pe terenul unde se găsește astăzi Institutul de Geofizică Aplicată. Vreau să subliniez și aspectul legat de frumosul joc al oinei, sport românesc, cu precădere din câte știu. Jocul nu era brutal, fiind mai degrabă folositor tinerilor. Dezvolta abilitatea de apărare, fuga, agilitatea și forța de a bate și de a arunca mingea, care era foarte tare, fiind plină cu păr de cal. Voi selecta doar ultimul enunț, am practicat cu plăcere acest sport. Secvențele pe care nu le-am citit, nu le-am citit în mod intenționat, tocmai pentru că am încercat să fixez acele aspecte care ne vor ajuta pe noi în analiza textului. Dragi elevi, am încercat să formulez câteva sugestii de rezolvare a acestei cerințe, pornind de la punctele din barem. Iată, în redactarea textului vei avea în vedere următoarele repere. Formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, primiți un punct. Ce am identificat? Care sunt cuvintele cheie? Care sunt ideile pe care le putem identifica?
În primul rând, decizia pe care o ia naratorul implică decizia de a practica un sport, de a-și schimba stilul de viață, implică hotărâre, determinare. Sportul, de fapt, cum știți bine, este o activitate care poate influența stilul de viață, poate influența sănătatea, conduita, personalitatea, relațiile interumane, aș putea adăuga. Evident, sportul, pentru că implică activitate fizică, nu exclude anumite riscuri sau pericole. Unele sunt minime, sunt iminente și totuși surmontabile, altele sunt majore, uneori chiar fatale. Conectorul pe care îl folosiți aici este, bineînțeles, în opinia mea. Enunțarea a două argumente aflate în concordanță cu opinia formulată. Primiți pentru fiecare dintre argument câte două puncte, în total 4. Conectorii, în primul rând, și aici iarăși am identificat cuvintele cheie care vă pot ajuta pe voi în demersul redactării. Copilăria, adolescența, care sunt etape inițiatice în viața unui om, tânărul devine conștient de sine, sportul, iată, așa cum reiese și din text, unește, dar creează competiție, care competiție, evident, are efect benefic. Pentru celălalt argument, conectorul utilizat va fi în al doilea rând sau pe de altă parte. Continuăm ideile identificate, orice treaptă inițiatică implică asumarea riscurilor. Încă o dată, ideea că sportul este o activitate fizică, deoarece corpul este implicat mai întâi, dar efectele psihologice, spuneam, sunt direct proporționale. Puteți corela aceste două idei, relația dintre efectul pe care îl are activitatea fizică și efectele psihologice. Asumarea riscului, vă rog să țineți minte, este determinată de entuziasmul vârstei de cele mai multe ori. Ați văzut în textul suport, practic, naratorul exact acest aspect îl subliniază, faptul că în adolescență, împreună cu colegii lui, a început să practice gimnastică, sport, după care tot entuziasmul general, faptul că, de exemplu, la finalul fiecărui an școlar, la nivelul întregii țări, aveau loc competiții sportive de amploare. Acest detaliu poate fi pentru voi un argument foarte puternic pe care să-l folosiți în valorificarea textului suport. Pentru că, nu uitați, valorificarea textului suport este o parte extrem de importantă. Un alt reper, dezvoltarea corespunzătoare a fiecărui argument. Iarăși, dezvoltarea fiecărui argument implică două puncte plus două puncte. Aici, iarăși, puteți folosi următoarele idei. Un stil de viață sănătos înseamnă dezvoltare armonioasă, sportul este un efort, implică efort fizic și generează buna funcționare a organismului și nu uitați că, de fapt, cerința are legătură cu riscul. Am scris aici, am notat o idee, omul are capacitatea de a-și depăși limitele emoționale, afective, dar și fizice. Practic, naratorul, exact acest aspect îl subliniază în textul său, faptul că a încercat să-și depășească sănătatea fragilă din copilărie, practicând sport cu abnegație, aș putea să spun. Valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument. Primiți 3 puncte. Cum spuneam și mai devreme, valorificarea textului suport este cea mai importantă sau primește un punctaj mare. Sunt 3 puncte. Fiți foarte atenți, nu uitați acest aspect. Iarăși, uitați crescendo-ul pe care l-am identificat, copilărie, sănătate fragilă, adolescență, decide că vrea să devină sănătos și voinic, practică în not, oină. Am subliniat ce înseamnă oină sau cum prezintă acest sport, implică agilitate, dar și accidente fizice, deci riscuri implicite, pe care însă, cu bucuria și cu entuziasmul tinereții, le va depăși. Asumarea riscului poate conduce la atingerea scopului precis. Cam aceasta ar trebui să fie ideea așa cum o furnizează textul suport. Raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument. Subliniez, nu scrie nicăieri. Deci nu aveți o anume obligație să folosiți informațiile din text sau pe cele din experiența voastră personală, culturală, în primul sau în al doilea argument. Rămâne la alegerea voastră, nu contează unde plasați exemplul. Raportarea la experiența personală. Aici mărturisesc că am ales eu câteva idei, voi puteți avea nenumărate. M-am gândit, de exemplu, la jocurile paralimpice, care sunt competiții sportive dedicate persoanelor cu dizabilități. Deci, iată, sportul care poate mobiliza omul. Exemple de autodepășire, de asumare, de antrenare a reflexelor. Puteți oferi exemplul unui sportiv preferat. Formularea unei concluzii pertinente, un punct. Conectorul în concluzie. Prin urmare, așadar,
decizia de a practica un sport la o vârstă fragedă ignoră riscurile posibile, depășirea barierilor fizice și psihice este o treaptă sensibilă, iar efectele pe termen lung sunt benefice. Punctajul pentru redactare, știți foarte bine, implică utilizarea conectorilor, respectarea normelor limbii literare, a normelor de ortografie și punctuație, așezarea în pagină, lizibilitatea și, nu uitați, respectarea precizării numărului minim de cuvinte. Cuvintele se numără bob cu bob. Fiecare cuvânt este numărat, deci nu trebuie să credeți că dacă există acolo un clitic sau o prepoziție sau o conjuncție, nu este luat în calcul. Ba da, se numără punct cu punct. În concluzie, dragi elevi, ce aveți de făcut? Citiți cu atenție cerința, citiți cu atenție textul suport, selectați exemplele sugestive din text, nu uitați, trebuie să lucrați pornind de la un plan de lucru, încă o dată structurarea textului vostru în 4 paragrafe, ipoteză, argumentul 1, argumentul 2, concluzie. Mare atenție la redactare. Dragi elevi, acesta a fost subiectul 1B, textul de tip argumentativ. Sper că toate informațiile pe care vi le-am oferit astăzi vă vor fi de folos. Vă reamintesc, trebuie lucrat pe ciornă. Trebuie lucrat pe ciornă. După aceea treceți la redactarea finală. În speranța că toate vor decurge cum trebuie, în speranța că vom fi sănătoși și voioși, cum spune autorul textului Emil Marinescu, vă doresc să aveți o perioadă prolifică, să lucrați cu seriozitate, intens și rezultatele de la bacalaureat să fie pe măsura așteptărilor voastre. Prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Mahatma Gandhi spunea: trăiește în fiecare zi ca și când ar fi ultima, învață în fiecare zi ca și când ai trăi pentru totdeauna. Teleșcoala intră într-o mică vacanță, dar ne întoarcem din 12 aprilie să ne pregătim serios pentru examene. Până atunci vă invit să urmăriți lecțiile noastre și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al TVR. Suporturile de curs sunt disponibile pe pagina de Facebook a emisiunii. Vacanță reușită să aveți! Pe curând, prieteni!